a suferit mult pentru Hristos și el știa că a suferit și pentru păcatele lui. Spunea despre sine că eu sunt cel mai mic dintre apostoli și cel mai mare între păcătoși. El a vorbit despre Hristos cum nimeni n-a vorbit ca teolog și a făcut misiune creștină cu niciun alt apostol n-a făcut. A rămas cu numele, cu supranumele Apostolul Neamurilor, deși a convertit și pe mulți evrei. Ceea ce aș vrea să, în final, să vă rămână de la Sfântul Apostol Pavel, este că suferința lui pentru Hristos a fost întărită de Duhul Sfânt. Spune el la un moment dat, s-a citit, și ați auzit în Epistola a doua către Corinteni, capitolul al 12-lea, ați auzit că a fost bătut cu vergile de 3 ori, a fost bătut cu pietre, a fost în naufragiu pe mare, era să moară, pentru că mulți dintre iudei atentau la viața lui, a avut în final o boală grea, un înger al satanei, care s-a infiltrat în carnea lui și care îl sâcâia, îl făcea să sufere încât l-a rugat pe Dumnezeu de 3 ori ca să scape de această, să scape această suferință și ce a răspuns Dumnezeu? Asta e și pentru noi. Destul îți este harul meu, căci desăvârșirea mea se realizează în suferință. Se împlinește în suferință. Harul meu te desăvârșește pe tine, Pavele, în suferință. Și el a înțeles de aici și a tras concluzia că atunci când sunt slab, sunt tare. Suferința este, dacă vreți, mijlocul prin care vine în omul credincios, răbdător, Harului Dumnezeu și această lucrare a Harului îl desăvârșește. El a vorbit despre iubire. Vă spuneam ce înseamnă iubire, agapao, și cu aceasta închei. A definit iubirea în imnul iubirii, cum nimeni altul n-a mai făcut. Deci când veți auzi despre iubire, vreodată, cuvântul acesta atât de frumos, atât de înălțător, atât de fericitor, să citiți, ca să vă dumiriți despre ce fel de iubire este vorba, Epistola 1 către Corinteni, capitolul al 13. Din memorie spun câteva versete. De a-și grăi în limbile oamenilor și ale îngerilor, iar dragoste luam, făcutu-m aramă sunătoare și chimbal răsunător. De a-și avea darul prorociei și tainele toate le-aș cunoaște și orice știință. Și de-aș avea atâta credință cât să mut și munții. Că dragoste nu am, nimic nu sunt. Dacă aș da toată averea mea, săracilor, și trupul meu să fie ars, iar dragoste nu am, nimic nu folosește. Dragostea de nu vreau. Este binevoitoare. Nu pismuiește. Nu se laudă, nu se trupește. Nu pismuiește. Nu se laudă, nu se trupește. Nu se poartă cu necuvință. Nu caută ale sau. Nu se aprinde de mânie, nu gândește rău. Nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Toate le suferă, toate le crede, toate le nădăjduiește, toate le rau. Dragostea nu cade niciodată. Dacă rămâneți cu acest timp al iubirii, cu definiția unei iubiri autentice, ați rămas cu esențialul. Din învățătura Sfântului Apostol Pavel. Și acum nu pot să închei decât onorând o promisiune. Petru ieșind afară a plâns cu amar. De unde ești? Din curte. Și ne transmite acest mesaj. Ne transmite următoarea învățătură, esențială pentru pocăință. Și anume, dacă vrei să te pocăiești cu adevărat, trebuie să ieși din lume. Să ieși din lumesc. Nu poți să plângi cu adevărat înaintea lui Dumnezeu decât ieșind afară. Afară din mentalitatea lumii, afară din a te vedea lumea că plângi, cine plânge în lume, ești un pic de altă. Ești un pic de slavă de șar. Poate să se amestece pățărnicia.
Dacă vrei să plângi pentru păcatele tale, însingurează-te. Acesta e mesajul. Și acolo plângi cu amar. Te vede cine trebuie. Și El te va ierta și ți-o va arăta precum a făcut-o lui Petru. După învierea Lui și după învierea ta. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu pentru rugăciunile Sfinților, pentru tot lăudaților, apostoli, Petru și Pavel. La mulți ani tuturor acelora care purtați numele